Producerea energiei termice la CET-uri prin arderea păcurii este cauza principală a poluării aerului din capitală. O spune șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, în reacție la răspunsul Ministerului Mediului cu privire la acest subiect, răspuns pe care funcționarul l-a numit evaziv și stângaci. Gâlca mai afirmă că, în afară de faptul că păcura este cel mai poluant combustibil la care țările UE au renunțat de mult, cea folosită de termoelectrică este de o calitate proastă și a stat în depozite ani și ani de zile. Să ne fie clar tuturor, poluarea este cauzată de folosirea păcurii depozitată de ani de zile și de calitate proastă pentru energia termică în Chișinău, a scris șeful Direcției Municipale Sănătate pe Facebook. Gâlca a amintit că țările Uniunii Europene au refuzat să mai folosească păcură și cărbune, anume din cauza degradării excesive a calității aerului la utilizarea lor. În context, funcționarul subliniază că fabricile, dar și gospodăriile casnice care folosesc în această perioadă păcură, cărbune, peleți sau lemne, toate împreună poluează aerul mai mult decât gazul. Conducerea primăriei capitalei a trimis o scrisoare la guvern prin care a cerut un răspuns public despre degradarea calității aerului în Chișinău. Ministerul Mediului spunea că unul dintre motivele concentrației de gaze și particulelor tari în aer este temperatura ridicată și lipsa vântului. De asemenea, după părerea reprezentanților ministerului, o încălcare semnificativă a normelor este cauzată de mărirea traficului în diferite raioane ale orașului, a fumului de la încălzirea blocurilor și zonelor industriale. Prin urmare, întreprinderilor li s-a recomandat să treacă la un regim limitat de lucru pentru a reduce poluarea. Agenția de Mediu a declarat că situația este îngrijorătoare, nu și alarmantă.